Anna Karenina, di Lev Tolstoy. Adattare radiofoniche dove drammatizzare Lee Volkov. Să ieșiți pe coridor? Da. Aș vrea să respir puțin aer curat. Aici e foarte cald. Totul s-a terminat. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Mâine îmi voi revedea soțul și copilul. Îmi voi relua adevărata mea viață. Viața mea obișnuită, ca mai înainte. Ce-i cu mine? Ce poate să însemne asta? Oare între mine și acest tânăr ofițer, acest Vronski, pot exista alte legături decât acelea pe care le-aș putea avea cu oricare dintre ceilalți cunoscuți ai mei? Un ofițer, parcă ar fi... Bună seara, Anna Arkadievna Karenina. Bună seara, domnule conte Vronski. Da, cum ești în tren? Te socoteam rămas la Moscova. Nu mi-ai spus că pleci și dumneata cu trenul ăsta. E adevărat. Am plecat însă pentru că am vrut să fiu acolo unde ești și dumneata. Singura fericire a vieții mele e să te văd și să fiu aproape. Ar trebui să mă înțelegi, domnule conte Vronski. Mâine am să-mi revăd soțul și copilul. Și tot mâine e necesar să-mi reiau viața de mai înainte. Viața mea cea adevărată. De ce nu mă crezi? Datoria mea de femeie măritată. Te rog să mă ierți dacă nu-ți face plăcere ceea ce ți-am spus. Iartă-mă, da. Nu te pot lua în serios. Te rog, fii un om cum se cade și uită cele ce mi-ai spus. După cum voi încerca să uit și eu? Eu nu pot să uit niciun cuvânt. Și mai ales nu te pot uita pe dumneavoastră. Taci, te rog, taci. Du-te în compartimentul dumitale și lasă-mă. Lasă-mă. Sunt ziarist. Mă documentez pentru Cronica Mondenă. Vrei să-mi dai câteva informații? Cu plăcere, domnule. Cine sunt persoanele care formează grupul de acolo? Oaspeții stăpânei mele. Principesa Elizabeta Fedorovna Tverskaya. Asta bănuiam de vreme ce ne aflăm în casa ei. Cine anume, te-am întrebat? Doamna e prințesa Mihaia. În stânga ei un domn ambasador și doamna din dreapta, soția lui. Și dincolo? În salonul în care se dansează? Vă pot spune dacă mergem acolo. Te rog. Dar spuneți-mi, principesă, nu găsiți că Anna Karenina s-a schimbat foarte mult după călătoria ei la Moscova? A devenit ciudată. Găsesc că cea mai importantă schimbare e că a adus cu ea umbra contelui Vronski. Ce are a face? Grim a scris o poveste în care se vorbește de un om că i s-a luat umbra ca pedapsă. Bine, voi să-mi explica în ce constă pedapsa? Cred numai că unei femei nu i-ar sta bine fără umbră. Da, da. Și se pare că acelea care au umbră sfârșesc întotdeauna profund. Spuneți prostii. Eu o găsesc pe Anna Karenina o femeie minunată. E drept că soțul ei nu mi-e simpatic, dar pe ea o iubesc foarte mult. Și de ce nu vă place Karenina? E totuși un om distins. Soțul meu mi-a spus că în Europa sunt foarte puțini oameni de stat de valoarea lui. Același lucru mi-l spune și soțul meu, numai că eu nu-l cred. Cred că dacă bărbații noștri nu ne-ar spune nimic de genul ăsta, noi am ști să vedem singure realitatea. După părerea mea, Alexei Alexandrovici Karenin este un om aproape prost. Pe vremea când mi se spunea despre dânsul că este un om inteligent, mă socoteam eu proastă, pentru că nu găseam nicio urmă de inteligență la el. De îndată ce am ajuns la convingerea că e prost,
totul a devenit clar pentru mine. Ce ironică sunteți astăzi seară. Chiar dacă ar fi, așa cum spui, iată, pe Ana n-am să vă las o bârfiți. E foarte drăguță. Și pe urmă, ce vreți să fac o femeie dacă toți sunt îndrăgostiți de ea și o urmăresc ca niște umbre? Dar nici nu mă gândeam să-i găsesc vreo vină. Dacă noi nu avem nicio umbră în jurul nostru, nimic nu ne dă dreptul să condamnăm pe alții. Spuneți-mi repede pe cine pârfiți cu atâta înflăcărare. Vă cer în calitate de anfitrioană. Vă spun eu, Elisaveta Feodorovna, pe soții Karenin. Principesa l-a caracterizat pe Alexei Karenin drept un... Vai, păcat că n-am fost de față. În sfârșit a apărut și domnul conte Vronski. Mă iertați. Și ca din întâmplare, iată în fund a apărut și Ana Karenina. Omagiile mele, principesă. De ce ai lipsit azi de la dejun? Orice scuză aș invoca. E uimitor acest instinct al îndrăgostiților. Imaginează-ți că nici Ana n-a venit. Dar ce? În schimb, iată, acum a și apărut. Ce-ți spuneam despre instinct? Mă ierți, nu? Bună seara! Ce s-a întâmplat, Ana Arcadievna Karenina? Am fost invitată la Lidia Ivanovna și mi-a fost cu neputință să plec până acum. Să nu facem opinie separată, vino cu mine. Oh, ce surpriză, Ana Karenina! Bună seara! Bună seara, Ana Arcadievna! Spuneam tocmai că o căsătorie din dragoste e acum un lucru perimat. Cine mai vorbește astăzi despre dragoste? Eu vă contrazic, doamnă. Cu atât mai rău pentru aceia care se mai țin de această modă. Eu știu că cele mai fericite căsnicii sunt cele gândite profund, dincolo de sentiment. Da, dar fericirea căsnicilor contractate după astfel de gândiri profunde dispare ca pulbera, tocmai pentru că la un moment dat apare pasiunea cea adevărată, de care la început nu s-a ținut seama. Eu cred că pentru a cunoaște dragostea adevărată e necesar să păcătuiești mai întâi. Și pe urmă abia să-ți revii la dreapta judecată. Chiar după cununie? Ca să te păcălești nu-i niciodată prea târziu. Ce spui, principesă? Exact. Trebuie mai întâi să greșești și abia pe urmă să te îndrepți. Dumneata, ce părere ai, Ana Karenina? Eu cred că dacă sunt atâtea păreri câte capete, sunt tot atâtea feluri de a iubi câte inimi sunt. Iată-l pe Tușchevici. Să-l rugăm să ne cânte ceva. Tușchevici, cred că n-ai să ne refuz. Cântă-ne ceva. O scrisoare de la Moscova, domnule conte Vronski. Șcerbatskaya, care are toate motivele să se considere logodnica dumitale, e grav bolnavă. Ah, serios? Așa de puțin te interesează? Da, dimpotrivă. Mă interesează foarte mult. Și ce mai scrie în scrisoare? Mă gândesc deseori că bărbații nu știu să discearnă necuvința, cu toate că fac caz de această însușire. Vroiam de mult să ți-o spun. Dar nu înțeleg ce vrei să spui. Că te-ai purtat foarte urât cu logodnica dumitale. Da, știu asta, e adevărat. Dar cine-i de vină? Pe mine mă întrebi? Pe dumneata. Pentru că dumneata știi foarte bine ce sentimente am pentru Șerbatskaya și care e adevărata mea dragoste. Ți-aduce aminte, sper, că ți-am interzis să-mi vorbești de dragoste. Știam că astăzi te voi găsi aici, pentru asta am venit. Am venit să-ți spun că totul trebuie să se sfârșească. N-am roșit niciodată în fața nimănui. Și dumneata mă silești să mă simt vinovată de ceva. Vreau să pleci imediat la Moscova și mai cu seamă să-i cer iertare logodnicii dumitale. Nu cred că vrei asta. Domnule conte Vronski, dacă după cum spui mă iubești cu adevărat, fă-n așa fel ca să-mi recapăt liniștea. Dacă te iubesc cu adevărat,
Dumneata nu știi că ești întreaga mea viață. Eu nu știu ce înseamnă liniștea. Cum aș putea să ți-o dau dumitale? Eu nu întrezăresc în viitor liniște nici pentru dumneata, nici pentru mine. Nu văd decât o mare deznădejde sau o adevărată fericire. Te rog, te rog, nu mai-mi vorbi așa. Încearcă să înțelegi că între noi nu poate fi decât o mare prietenie. Asta nu se poate. Și dumneata știe acest lucru tot așa de bine ca mine. Depinde însă numai de dumneata ca să fim cei mai fericiți sau cei mai nefericiți dintre oameni. Nu-ți cer decât dreptul să nădăjduiești și să mă chinui ca și acum. Și dacă socotești că nu mi-l poți da, cerem să dispar și am să știu să o fac. N-ai să mă mai vezi niciodată dacă sunt o povară. Dar eu nu vreau să te gonesc. Numai că... Atunci, te rog, lasă lucrurile așa cum sunt. Iată, a intrat soțul dumitale. Serata dumneavoastră, principesă, e în plină desfășurare. Grații și muze. Spune-mi, Karenin, ai auzit de duelul de azi? Nu. Priașnikov s-a bătut cu Zvârschi și l-a omorât. Oh. Și de ce s-au bătut? Pentru soția lui. S-a purtat foarte demn. L-a provocat la duel și l-a omorât. Oh. Nu văd ce rost are să omori un om pentru a-ți preciza atitudinea față de o soție vinovată. Soțul înșelat e dator să găsească o ieșire abilă din situația grea în care îl pune soția. Cea mai bună soluție e divorțul, nu? Nu mi se pare. Divorțul duce la un proces scandalos, care nu poate fi altceva decât un minunat pretext pentru bârfelele gurilor rele. Cred că soția vinovată trebuie să aibă posibilitatea să se îndrepte. Trebuie ajutată chiar în sensul ăsta. Aici era Iana Arcadievna. Bună seara, domnule Conte Vronski. Bună seara. Ce spunea mai adineaură, Ana? Întotdeauna m-a impresionat la soțul dumitale claritatea și precizia în discuții. Da, desigur. Oh, vă rog pe toți să trecem la masă. Vă rog pe toți să trecem la masă. Da, la masă. E timpul să plecăm, Ana. Am trecut pe aici să te iau. Nu crezi că e cazul? Nu. Eu rămân să iau masă. Ai ceva împotrivă? Da, mă rog. Bună seara. Bună seara. Nu mi-ai răspuns încă nimic. Și cu toate astea știi bine că nu de prietenia dumitale am nevoie. O singură fericire pentru mine. Dragostea. Dragostea. Nu-mi place cuvântul, tocmai pentru că el înseamnă pentru mine foarte mult. În orice caz, mult mai mult decât poți dumneata înțelege. Ana Arcadievna, Conte Vronski, nu poftiți la masă? Ba da, desigur, venim. Să mergem, Ana Arcadievna. Paturile sunt făcute, domnule Conte. Mulțumesc. Soția mea nu s-a înapoiat? Nu. Te poți duce. Eu rămân să o aștept aici, în camera ei. Bine, domnule. Noapte bună. Noapte bună. Da. Este absolut necesar să pun capăt acestei stări de lucruri. Trebuie să-i comunic chiar în noaptea asta hotărârea pe care am luat-o. Da, ce fel de hotărâre? La urma urmelor, ce s-a întâmplat? Nimic. A stat de vorbă mai multă vreme cu Vronski. E și ce-i cu asta? Și afară de asta,
Mă face o scenă de gelozie, însemnează să mă înjosesc eu și să o înjosesc și pe ea. Ce s-a petrecut sau ce se petrece în sufletul ei nu mă privește. E o chestiune de conștiință și aparține religiei. Eu, fiind însă capul familiei, am datoria să o călăuzesc. Pentru asta sunt obligat să o previn. Trebuie să explic importanța părerii celor din jur, importanța religioasă a căsnicii. Culcat încă, Alexei Alexandrovici? Iartă-mă că mă găsești în camera ta. Te-am așteptat să te reîntorci de la serată, Ana Arcadievna. Vreau să-ți vorbesc. Ce s-a întâmplat? Despre ce vrei să-mi vorbești? Poate totuși ar fi mai bine să ne culcăm. Putem vorbi și mâine, nu? Nu. Aș vrea să te previn de un lucru. Să mă previn? Da. Aș vrea să-ți atrag atenția că ai fost cam imprudentă astă seară și că ai putea oferi gurilor rele prilejul să te bârfească. Convorbirea ta retrasă cu contele Vronski a atras atenția tuturor asupra ta. Întotdeauna ești așa. Uneori nu-ți place că mă plictisesc. Alteori îți displace că mă amuz. Acum te deranjează că azi nu m-am plictisit. Iată ce am vrut să-ți spun și te rog să mă asculți. După cum știi, socot gelozia ca un sentiment josnic. Și eu n-am să mă las niciodată stăpânit de ea. Sunt însă unele legi ale bunei cuvințe care nu pot fi lesne disprețuite fără anumite consecințe. De pildă astă seară, judecând după impresia produsă în societate, s-ar putea crede că nu te-ai comportat așa cum s-ar fi cuvenit. Nu înțeleg absolut nimic. Cred că nu te simți bine, Alexei Alexandrovici. Aș vrea să mă culc. Te rog încă un minut, Ana Arcadievna. Fie, mai ales pentru că țin foarte mult să știu despre ce e vorba. Să ne înțelegem, Ana. Eu nu am dreptul să-și cer socoteală de sentimentele tale în toate amănuntele lor. În sufletele noastre pot sta uneori zăvorite lucruri care e bine să nu fie aduse la lumină. Sentimentele tale țin mai înainte de toate de conștiința ta. Numai că eu sunt obligat față de tine, față de mine și mai ales înaintea lui Dumnezeu, să-ți arăt unele îndatoriri pe care le ai. Viețile noastre sunt legate mai mult decât de către oameni, de către Dumnezeu. Această legătură nu poate să fie desfăcută decât de o mare greșeală și marile greșeli aduc pe sine pedepse grele. Nu înțeleg nimic și mi-e foarte somn, Alexei Alexandrovici. Ana, pentru Dumnezeu, nu spune asta. Crede-mă că ceea ce spun ne privește în egală măsură pe amândoi. Eu sunt soțul tău și te iubesc. Dar aici nu este vorba numai de mine. E vorba mai ales de tine și de Serioja, de fiul nostru. S-ar putea să-ți pară absurd sau poate rătăcit. Te rog să mă ierți. Dar dacă tu îți dai seama că aș avea cel mai neînsemnat motiv să judec lucrurile în felul acesta, te rog mult să te gândești bine și să-mi spui și mie ce crezi. N-am ce-ți spune. Cred numai că ar fi timpul să ne culcăm. Bine, Ana Arcadievna. Bine. Noapte bună. Mă iubește. Ca și cum ar putea să înțeleagă că există și dragoste. Îl deranjează numai că s-ar putea vorbi pe socoteala mea. Altfel i-ar fi cu totul egal. Acum însă e prea târziu. Prea târziu. Totul s-a sfârșit. Nu mai am nimic pe lume în afară de tine. Ține minte asta. Ține minte. Dar nu pot să nu țin minte ceea ce e însăși viața mea. Pentru această clipă de fericire. Care fericire? Pentru Dumnezeu nu mai îmi spune nimic.
nimic, niciun cuvânt. Domnul Conte Vronski vă roagă să-l primiți. Da, să poftească. Aici? În camera doamnei? Da. O, te rog să mă ierți că am venit, dar n-am putut petrece o zi fără să te văd. A, Dumnezeule, ce mâini rece ai! Îmi pare foarte bine că ai venit. Tocmai l-așteptam pe Serioja, care s-a dus în parc să se joace. Vii astăzi la curse? Da. Principesa Beții mi-a promis că trece să mă ia. Dar am impresia că nu te simți prea bine. Sau ești supărată? Dar ce s-a întâmplat? Mă gândesc. La ce anume? Hai, spune-mi, te rog. Spune-mi. Să-ți spun? Da. Da, da. Sunt însărcinată. Cum? Da. Nici eu, nici tu n-am considerat o glumă legătura dintre noi, dar fără îndoială acum însă trebuie neapărat să sfârșim cu minciuna în care trăim. Să sfârșim, da. Cum anume? Să-ți lași bărbatul și să-ți unești viața cu a mea. Definitiv. Dar cum, Alexei? Învață-mă și pe mine cum? Eu sunt totuși soția soțului meu. Trebuie să te hotărăști să nu mai fii. Dar tu nu mai poți rămâne în situația asta, mai ales acum. Și atunci ce e de făcut, după părerea ta? Să-i mărturisești totul și să te desparți de el. Foarte bine. Să presupunem că așa voi face. Știi ce se va întâmpla? Pot să-ți spun eu. Așadar, iubești pe un altul și ai avut cu el legături vinovate. Eu te-am prevenit de urmările religioase, sociale și conjugale. Nu m-ai ascultat. Eu nu pot să-mi pătez numele. Sau ceva în genul ăsta. Va spune probabil foarte clar și cu foarte multă diplomație că nu se poate despărți de mine, dar că va lua toate măsurile ca să prevină scandalul. Și în liniște și cu meticulozitate va face tot ce a spus. El nu e un om, ci o mașină. Și mai ales o mașină foarte primejdioasă atunci când își iese din fire. Ce aș putea face altceva? Să fug? Dar nu văd o altă posibilitate. Să-ți continui o asemenea existență? Dar te chinui. Să fug și să rămân amanta ta. Anna. Te rog, te implor, nu mai vorbi niciodată despre asta. Să... Niciodată! Pe mine nu mă chinuie gândul ăsta decât atunci când îmi vorbești tu. Nu înțeleg, nu? Știu că ești un om cinstit și îți vine greu să minți. Mă gândesc uneori că din cauza mea ți-ai năruit viața. Dar eu la ce mă pot gândi decât că ești nefericită? Nefericită. Și că ai sacrificat totul pentru nefericită mine. Eu! Eu sunt ca un flământ căruia i s-a dat de mâncare. Poate că e frig, poate că hainele sunt rupte și poate că e rușine. Dar nu e nefericit. Nefericită eu! Nu. Tu ești toată fericirea mea. Du-te. Grăbește-te, dragul meu. Trebuie să ajungi la timp la hipodrom. La revedere. Sunt de serviciu pe hipodrom, domnule Conte. Fac de pază. Nu l-ai văzut pe Corp, antrenorul meu? Nu. Iată-l că vine. Am mulțumesc. Am întârziat Corp? Nu, sir. A fost fratele dumneavoastră și v-a lăsat o scrisoare de la excelența sa, mama dumneavoastră, și un bilet. Da, de mine. Ia spune un Corp, cum se simte ca lumea frufru? All right. Dar e bine să nu vă apropiați acum de ea. I-am pus zăbala și e cam nervoasă.
Lăsați-mă pe mine să intru în graj de întâi. Un bilet de la Alexandru și o scrisoare de la mama. Dragul meu, dacă aș vedea după, nu înțeleg de ce trebuie să faci asta. Dacă aș vrea să fac, totuși dacă... Dar ce privește pe ei? Dar... De ce fiecare se crede dator să se ocupe de mine? Văd probabil că se petrece ceva de neînțeles pentru dânsi. Dacă ar fi fost vorba de o legătură oarecare, nu s-ar fi amestecat. Dar își dau probabil seama că această femeie mi-a mai scumpă decât viața. Iată-l pe fratele dumneavoastră, vine din nou. Bună ziua, Alexei Kirilovici. Bună ziua, Alexandru Kirilovici. Vă rog să nu vorbiți tare, se enervează frufru. Bine, bine, bine. Ai primit biletul meu? Nu poți fi găsit nicăieri. L-am primit, dar îți mărturisesc că nu înțeleg îngrijorarea ta. Mi s-a spus că ai fost zărit luni la Peterhof, aproape de vila lui Karenin. Nu văd de ce te preocupă lucrul acest. Măsura în care nu-ți mai vezi de slujbă. Te rog să nu te amesteci în chestiuni care... Mama a fost informată că ai refuzat o propunere importantă pentru cariera ta, numirea ta la Tashkent. Și asta pentru ca să poți rămâne în regimentul din Petersburg și să o poți vedea pe Karenin. Află că superiorii tăi sunt nemulțumiți de tine. Mamei nu-i place această pasiune ușuratică și nici drumul pe care ai apucat. Ar vrea să te duci la ea să-ți vorbească. Eu însumi sunt nemulțumit de tine. Nu știu dacă această dragoste e mare sau mică, puternică sau trainică sau... Știu doar că ea displace acelora cărora ar trebui să le placă. Și nu aprob comportarea ta. Îți repet, te rog să nu te amesteci și... Ar fi bine să-i răspunzi mamei și să nu te mai enervezi înainte de a încăleca pentru curse. Fiți calm, domnule conte. Nu uitați. Lăsați calul să alerge cum vrea el. All right. Dacă nu puteți lua înainte, nu vă pierdeți speranța până în ultima criză. All right. De cine pariezi, principesă Beți? Ana, și cu mine pariem pe Kuzovlov. Eu pe Vronski. Au pornit! E Ana! A căzut! Pietru cu Zofel! A căzut cu Zofel! Bocatine în frunte! Am trecut Vronski! A căzut Vronski! Să plecăm, Beți! Stiva! Stiva, vino, te rog. Un moment, Ana Karenina. Sunt de părere să plecăm, Ana Arkadievna. Se spune că și-a rupt piciorul. Vai de mine. Dacă vrei, haide să mergem. Ia-mă de braț. Lasă-mă, te rog, vreau să mai rămân. Cu binoclu nu mai poți vedea nimic. Pista e goală. Vronski n-a pățit nimic. Calul și-a rupt și respiră. Pentru a treia oară te rog să-mi dai brațul și să mergem. Nu, Alexei Alexandrovici. Ana a venit cu mine. E datoria mea să conduc acasă. Liniștește-te, Ana. Trimit pe cineva la el să se intereseze și am să-ți comunic. Sunt obligat să-ți atrag atenția că azi te-ai purtat necuvincios, Ana. Și în ce constă necuvința mea? În desnădejdea pe care nu ți-ai știut o ascunde atunci când unul din călăreți a căzut. Dacă mă înșel, te rog să mă ierți. Nu, nu te înșel. Nu te-ai înșelat deloc. Am fost disperată și nu pot fi altfel. Și acum te ascult vorbind, dar mă gândesc la el. Îl iubesc, sunt amanta lui. Mi-e teamă pentru el, iar pe tine te urăsc. Acum poți face cu mine ce vrei. Eu îți impun să-ți stăpânești manifestările care pot da loc la comentarii. Și asta până când voi lua măsuri să-mi asigur onoarea. Vom mai sta de vorbă. Îți voi spune așadar punctul meu de vedere. Voi ignora ceea ce se petrece,
Atâta vreme cât lumea nu va ști nimic și câtă vreme numele meu nu este pătat. De îndată ce te-ai compromite, va trebui, natural, să iau unele măsuri care să-mi pună la adăpost onoare. Bine, dar legăturile dintre noi nu mai pot fi aceleași. Eu nu mai pot fi soția ta de vreme ce... Iată cum felul de viață pe care ți l-ai ales se răsfrânge și asupra concepțiilor dumitale. Nu înțeleg cum, pe de o parte, nu ți se pare condamnabil să mărturisești soțului dumitale o legătură pe care o ai, dar găsești condamnabil să-ți îndeplinești îndatoririle de soție față de același soț. Ce vrei de la mine? Vreau, în primul rând, să nu-l mai întâlnesc pe omul ăsta aici. Și mai vreau ca dumneata să te comporți în așa fel încât nici lumea, nici servitorii să nu te bârfească. Așa te poți bucura de toate drepturile unei soții cinstite, fără să fii nevoită să îndeplinești niciuna din obligațiile ei. Asta e tot. Spune-mi, dragul meu, nu-i așa că te-ai întâlnit cu soțul meu când ai intrat? Da, dar nu înțeleg cum s-a întâmplat. Trebuia să fie la Consiliul de Stat. A fost, s-a înapoiat și acum a plecat din nou. Da, să nu mai vorbim despre asta. Și totuși trebuie să hotărâm împreună anumite lucruri. Așa nu putem continua. Cred că ești hotărâtă să-l părăsești. Aș vrea să am libertatea să mă ocup puțin de viața noastră. Da, Serioja, mi se va cere să părăsești și copilul. După legea lor stupidă, vă fi obligată să-l las tatălui. Și eu nu pot și nu vreau să fac asta. Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce-i de preferat? Să-ți părăsești copilul sau să continui această existență umilitoare? Și pentru cine e umilitoare existența asta? Pentru noi toți. Dar în special pentru tine. Pentru mine nu există decât un singur lucru. Dragostea ta. Dacă dragostea asta e a mea, mă simt atât de sus, atât de tare, încât pentru mine nu poate fi nimic umilitor. Sunt mândră de situația asta. Mândră. Și nu s-ar putea totuși să-l lași pe el și să-ți păstrezi copilul? Asta depinde numai de el. Să vorbim mai bine despre altceva. Ana, da, ai dreptate. Ana, mi-ai scris că ești bolnavă. De ce anume suferi și ce spun medicii? Probabil e vorba de starea ta. Când crezi că se va întâmpla? Curând. Ana. Destul de curând. Oh. Dar lucrurile nu se vor lămuri în felul în care am crezut noi. Și totuși, noi toți vom înceta să ne mai chinuim. O să ne recăpătăm liniștea. Dar nu înțeleg. Cred că o să-mi fie greu să supraviețuiesc. Ce spui? Nu mă întrerupe. Știu. Știu bine lucrul ăsta. Eu am să mor și sunt fericită că murind... Vă voi putea descătușa pe voi toți. Ana. E mai bine așa. E mai bine. E de altfel singura șansă pe care o mai avem. E 10. Ar trebui să pleci. E mai bine să nu te întâlnești din nou cu el. Ai dreptate. Noapte bună, scumpa. Noapte bună, iubitule. Ți-am spus, mi se pare că nu-ți permit să-ți primești amantul în casa mea. A trebuit să-l văd pentru că... Nu mă interesează amănuntele. Nu e nevoie să aflu de pildă de ce o femeie ține să se întâlnească cu amantul ei. Îți dai seama ce ușor îți vine să mă jignești. Jignit poate fi doar un om cinstit sau o femeie cinstită. A spune hoțului că e hoț
e doar constatarea unui fapt. E un nou aspect al cruzimii tale pe care eu nu l-am cunoscut. Ce numești cruzime? Faptul că un soț îi dă soției sale libertate și în același timp un nume cinstit cu singura condiție de a-și păstra buna cuvință? Asta numești dumneata cruzime? Dacă vrei să știi, asta e mai rău decât cruzime. E o ticăloșie. Ticăloșie? Numai că adevăratul înțeles al acestui cuvânt îl afli atunci când îți părăsești soțul și copilul de dragul amantului, continuând să fii întreținută acestui soț. Aș spune că nu-i mărinimos, dar nu e nici măcar demn să lovești în omul care a căzut. Evident! Nu te gândești decât la tine și puțin îți pasă de suferința aceluia care a fost soțul tău. Ție ți-e tot una dacă întreaga lui viață s-a năruit. Am venit să-ți spun... Nu pot schimba nimic. Am venit să-ți spun că mâine plec la Moscova și la reîntoarcere nu voi mai veni în casa asta. Hotărârile mele le vei afla prin avocatul căruia îi voi încredința divorțul nostru. În tot acest timp, fiul meu Serioja va locui la sora mea. Asta e tot. Vrei să-mi iei pe Serioja? De ce? Ca să mărești suferința? Tu nu-l iubești! Lasă-mi-l mie pe Serioja. Da. E adevărat că mi-am pierdut dragostea și pentru fiul meu. Pentru că de el este legat disgustul față de tine. Și cu toate astea, îl voi lua. Adio. Alexei Alexandrovici, lasă-mi-l mie pe Serioja. Altceva n-am ce să-ți spun. Lasă-mi-l pe Serioja până când voi. Am să nasc în curând. Lasă-mi-l. N-aș putea spune că am făcut drumul de la Petersburg până la voi la Moscova numai pentru ca să stăm de vorbă în privința viitorului, dragul meu cumnat. Da. Dar pentru că mă aflu aici, am vrut să te văd și să-ți aduc la cunoștință că relațiile de rudenie care au existat între noi vor trebui întrerupte. Cum? Dar nu se poate. De ce? Pentru că, dragul meu Stiva, am stat de vorbă cu avocatul meu și am intentat acțiune de divorț împotriva sorii dumitale, Ana Arcadievna, soția mea. Alexei Alexandrovici Karin, dar cum se poate una ca asta? Așa cum ți-am spus, Stepan Arcadievici Oblonski. Mă tem că te grăbești. Nu mă grăbesc și mai ales nu mă pot sfătui cu nimeni. M-am hotărât să fac pasul ăsta. E îngrozitor, îngrozitor ce-mi spui. Și n-aș avea de adăugat decât un singur lucru. După cât am înțeles, se poate ca acțiunea de divorț să nu-și fi pornit cursul. Stai de vorbă în privința asta și cu soția mea. Ea o iubește pe Ana ca pe o soră și te iubește și pe dumneata. E o femeie extraordinară. Fă asta în numele prietenii noastre. Te implor. Așteaptă o clipă. Da, ce-o trimis numai. Bun. Bună ziua, Alexei Alexandrovici. Bună ziua, Daria Alexandrovna. Îmi face mare plăcere să te revăd. Ce face Ana? Bine, sănătoasă, dar presupun că soțul dumitale ți-a comunicat motivele pentru care consider necesar să-mi schimb relațiile anterioare față de Ana Arcadievna. Nu pot să cred una ca asta. Nu pot să crezi realitatea, Daria Alexandrovna. Dar ce a făcut? Ce anume a făcut ea? Și-a încălcat îndatoririle și și-a înșelat soțul. Iată ce a făcut. Nu, e cu neputință. Pentru numele lui Dumnezeu, dumneata te înșel. E foarte greu să te înșel când chiar soția mărturisește totul soțului ei. Când afirmă că cei 8 ani de viață pe care i-am trăit împreună sunt o greșeală și că ea vrea să-și reia viața de la început. E îngrozitor. Îngrozitor. Și cu adevărat ai hotărât să divorțezi? Am hotărât să iau o măsură definitivă. Altceva nu mai e nimic de făcut. Nimic de făcut. Nu, nu se poate.
Cred că mai e totuși ceva de făcut. Trebuie să ieșim din această situație umilitoare. Nu e cu putință de trăit în trei. Înțeleg. Înțeleg foarte bine, Alexei Alexandrovici. Gândește-te ce se va întâmpla cu Ana dacă o părăsești. M-am gândit, Daria Alexandrovna, crede-mă. Dar străduindu-mă să o salvez, care a fost rezultatul? Ea n-a izbutit să-și păstreze nici măcar buna cuviință, cu toate rugămințile mele. Mai poate fi salvat un om care nu vrea să decadă. Dar dacă întreaga ei ființă e atât de stricată încât pieirea îi se pare unica salvare, ce mai poți face? Iartă-mă, Alexei Alexandrovici. De la hotelul unde locuiești, ți s-a trimis o telegramă. Da, mulțumesc. Plec la Petersburg imediat. La revedere. La revedere. Ce e cu telegrama asta? Mor. Te rog, te implor să vii. Iertată, aș muri mai liniștită. Ana. Slavă Domnului că ați venit, Alexei Alexandrovici. Ana Arcadievna întreabă tot timpul de dumneavoastră. E aici și domnul conte Vronski. Acum a țipit puțin. Cum se simte? Foarte rău. Ieri am avut un consult de medici. Doctorul e și acum aici. Anușca, adu-mi gheață. Numai decât, domnule doctor. Iartă-mă că mă găsești aici, Alexei Alexandrovici, dar în împrejurările astea moare. Doctorii au spus că nu mai e nicio speranță. Sunt cu totul la dispoziția dumitale. Dar te rog să-mi permiți să rămân aici. Iată, s-a deșteptat. Pentru că Alexei... Vorbiți de Alexei Alexandrovici. Ce grozitoare și stranie coincidență. Că pe amândoi cheamă Alexei. Mi-așa... Alexei m-ar fi iertat. De ce nu mai vine? Ana Arcadievna... El e bun. El nici nu știe cât e de bun. Ce plictiseală. Dați-mi puțin apă. Mai repede. O să-i facă rău fetiții mele. E bine. Nu-i nimic. Angajați-o doică. Sunt de acord. O să fie chiar mai bine. El o să vină și o să-i facă rău când o s-o vadă. Ana Arcadievna a venit. E aici. Iată-l. Oh, ce minciună. Spui că nu o să mă ierte pentru că nu-l cunoști. Nimeni nu l-a cunoscut în afară de mine. I-ați dat lui Serioja să mănânce. Ați uitat. Știu eu. El n-ar fi uitat. Mutați-l pe Serioja în camera din colț și rugați-o pe Marieta să doarmă cu el. Nu. Nu mi-e frică de el. Mi-e frică de moarte. Alexei, vino mai aproape. Mă grăbesc pentru că nu am vreme de ajuns. Mi-a mai rămas așa puțin de trăit. Simt cum începe din nou febra și n-am să mai pot înțelege nimic. Acum înțeleg totul. Văd totul. Dă mâna, Alexei. Așa. Stai. Tu nu știi nimic. Așteaptă. Da, da, da. Iată ce am vrut să-ți spun. Să nu te miri de mine. Eu sunt aceeași, dar
Dar mine există și o altă femeie de care mi-e frică. Voiam să te urăsc, dar nu, nu puteam uita femeia care s-a îndrăgostit de el. Aceea sunt eu. Acum, eu sunt cea adevărată, cea întreagă. Oh, am să mor. Simt cum îmi atârnă greutăți de mâini, de picioare, de degete. Uite-te la degetele mele. Ele sunt uriașe. Curând se va sfârși totul. Un singur lucru vreau. Să mă ierți. Să mă ierți cu adevărat. Sunt îngrozitoare. Dar guvernanta mea îmi spunea că sfânta mucenică... Cum o chema, Doamne? Era și mai rea. Am să mă duc la Roma. E acolo un deșert. Acolo nu voi sta în calea nimănui. N-am să iau cu mine decât copii. Pe Serioja și pe fetiță. Dar nu. Nu. Tu nu poți ierta una ca asta. Du-te. Du-te, dragul meu. Tu ești prea bun. Ai văzut, știam eu că ești bun și ți-e milă. Și acum, adio, adio. Iar au venit. De ce nu vor să plece de aici? Dar luați de pe mine coșoacele astea. Mie nu-mi trebuie decât iertarea ta și nimic altceva. Uite. Alexei Kirilovici Vronski, vino mai aproape. Privește-l pe Alexei Alexandrovici Karenin. El e un sfânt. Descoperă-ți fața și privește-l. Alexei Alexandrovici, vreau să-l văd. Descoperă-i fața. Uite cum își ține capul în palme. Dă-i mâna, Alexei Alexandrovici. Iartă-l. Așa. Slavă Domnului. Slavă Domnului că v-ați dat mâna. Acum s-a sfârșit. Dumnezeule, ce lipsite de gust sunt florile astea. Nu seamănă deloc cu toporașii. Când se vor sfârși toate? Morfină! Dați-mi morfină! Doctore, dă-mi morfină! Domnilor, vă rog, vă rog să ieșiți din cameră. Alexei Alexandrovici, nu pot vorbi, nu pot, înțelege-mă. Fie-ți milă de mine. Oricât de greu ți este dumitale, mie, crede-mă, mi-e și mai greu. Crede-mă. Te rog, ascultă-mă. E absolut necesar. Trebuie să înțelegi sentimentele de care sunt condus și care mă vor călăuzi mai departe, ca să nu-ți faci o părere greșită despre mine. Mă hotărâsem să divorțez și acțiunea începuse chiar. Nu ți-ascund însă că eram încă nehotărât. Mă chinuiam, îți mărturisesc. Mă urmărea dorința de a mă răzbuna împotriva ei și a dumitale. După ce am primit telegrama, am venit aici cu aceleași sentimente. Mai mult chiar. Aș fi dorit moartea ei. Da, după ce am văzut-o, i-am iertat tot. Fericirea iertării mi-a dezvăluit datoria mea. Iată situația în care mă aflu.
Dumneata, mă poți mânji cu noroi, mă poți face de râsul lumii. Eu nu voi mai părăsi niciodată și niciodată nu-ți voi mai spune vreun cuvânt greu. Datoria mea este să fiu și să rămân cu ea. Când are să vrea să te vadă, am să te anunț, dar acum cred că e mult mai bine să pleci. Singur. Singur aici în camera mea. Și ea? Ea acolo, pe patul de suferință. Oh, Doamne, dacă aș putea dormi. Văd și acum în față când mi-a spus. Dumneata, mă poți mânși cu noroi, mă poți face de râsul lumii. Eu nu voi mai părăsi niciodată și niciodată nu-ți voi mai spune vreun cuvânt greu. Ar trebui să dorm. Să dorm și să uit. Ah, dar uitarea nu vine și nu poate să vină vreodată. Cum? Cum ne putem împăca? Cum? Cum să ne împăcăm? N-am știut să prețuiesc. N-am știut să folosesc. N-am știut să prețuiesc. N-am știut să folosesc. N-am știut să folosesc. Doamne, nebunesc! Ce-i cu mine? Oh, de altfel, e simplu. De ce nebunesc oamenii? De ce se împușcă? Nu, trebuie să chibzuiesc bine la ceea ce-mi rămâne de făcut. Ambiții, lumea, curtea, toate aveau un sens odată, acum nu mai au niciunul. N-a mai rămas nimic din toate astea. Oh, mi-e cald. Mi-e cald, mă sufoc. Așa se întâmplă de nebunesc oamenii și se împușcă pentru ca să nu le fie rușine. Așa, sigur că așa. Ah, iată revolverul pe masă. Ah, o mișcare și în mâna mea. Ah, așa. Se întâmplă de nebunesc oamenii și se împușcă pentru ca să nu le mai fie rușine. Mulțumesc, principesă Betsy, că te-ai deranjat să vii la mine. Dar dacă numai pentru asta ai venit, iartă-mă, nu pot să fac ceea ce îmi ceri. Dacă contele Vronski n-ar pleca la Tashkent pentru cine știe câtă vreme, n-aș insista să-l vezi. Soțul dumitale. Dar soțul dumitale trebuie să rămână mai presus de toate astea. Dar nu pentru soțul meu, ci pentru mine. Nu vreau să mai vorbești despre asta. Și cu toate astea nu se poate să refuzi să ții rămas bun de la un om care a vrut să moară pentru dumneavoastră. Tocmai asta nu vreau să o fac.
N-are niciun sens. Iată-l și pe soțul meu. Mă bucur să te văd și pe dumneata, Alexei Alexandrovici. Bună seara, principesă. Am aflat cu satisfacție de purtarea dumitale față de Ana tot timpul cât a fost suferindă. Ești într-adevăr un soț extraordinar. Oh, mulțumesc, principesă. Cum te simți, Ana? Cred că mai bine. Ești cam palidă. A discutat cu aprindere, poate de asta. Dar eu tocmai vroiam să plec. Rămâi, te rog. Aș vrea să-ți spun... Nu, Alexei, nu se cade să-ți ascund. Betsy venise să-mi spună că domnul conte Vronski ar vrea să vină la noi să-și ia rămas bun, înainte de a pleca la Tashkent, unde se stabilește cu garnizoana. Ah. Și eu i-am răspuns că nu-l pot primi. Mi-ai spus însă că asta ar depinde de Alexei Alexandrovici. Nu, nu-l pot primi. Nu vreau. Îți mulțumesc, Ana, pentru încrederea pe care mi-o acorzi. Te las cu bine, scumpa mea. Alexei Alexandrovici, te cunosc drept un om mărinimos. E adevărat că sunt pentru voi o străină, dar o iubesc foarte mult pe Ana. Iar pe dumneata te stimez în mod deosebit. Așa fiind, îmi permit să vă dau un sfat. Primiți-l pe contele Vronski. E un om cinstit. Acum pleacă la Tashkent. Îți mulțumesc, principesă, pentru grija și sfaturile dumitale. În ce privește pe soția mea, ea singură are dreptul să hotărască pe cine primește și pe cine nu. La revedere. Te conduc, principesă. Încă o dată îți mulțumesc, Ana, și sunt recunoscător pentru încrederea ta în mine, pentru hotărârea luată. Și eu cred că, mai ales de vreme ce pleacă, venirea contelui Vronski aici nu și-are niciun rost. Am spus odată și nu văd ce rost are să mai vorbim despre asta. Eu sunt foarte fericit că ai rezolvat singură problema asta și sunt fericit... Că dorința dumitale coincide cu hotărârea mea. Da. Și găsesc că principesa greșește că se amestecă într-o chestiune familiară destul de delicată. Mai cu seamă, ea... Nu cred nimic din cele ce se spun pe socoteala ei. Și sunt încredințată că mă iubește sincer. Da. Am trimis să aducă doctorul. Sunt sănătoasă și n-am nevoie de doctor. Nu, nu, nu pentru dumneata. Fetița plânge într-una și mi s-a spus că doica are foarte puțin lapte. Am cerut să o alăptez eu, dar nu mi-ați dat voie. Iar acum mă învinuiți pe mine. Dar nu e adevărat. Eu nu-ți găsesc nicio vină. Ba da, ba da. Ah, iartă-mă. Sunt nervoasă și nedreaptă. Lasă-mă să-mi revin. Te rog. Bine, Ana. Ah, iată-l pe fratele tău, Stiva. Vă las pe amândoi. Da, mulțumesc, Alexei. Bună ziua, Stiva. Dar ce-i cu tine, Ana? Par tristă. Nervoasă, dar s-a întâmplat ceva? Am auzit că femeile își iubesc bărbații chiar pentru viciile lor. În schimb, eu îl urăsc pe al meu pentru bunătatea lui. Prezența lui fizică mă face să-mi ies din fire. Nu mai pot trăi cu el. Ce trebuie să fac? Eram nenorocită și credeam că nu pot fi și mai nenorocită. Dar cele ce simt acum depășesc orice margine. Mă poți crede că eu, știind că e un om bun, că nu-l merit nici cât negru sub unghie, îl urăsc totuși. Îl urăsc pentru mărinimia lui care mă umilește și nu mai-mi rămâne decât... Ești bolnav. Și de asta ești nervoasă. Exagerezi. Nu e nimic grav. Nu, Stiva. Nu. Simt că încă nu s-a sfârșit. Și mai simt că sfârșitul va fi îngrozitor. Nu există situație fără ieșire, oricât ar fi de greu. Dă-mi voie să-ți spun sincer părerea mea. Am să o iau de la început. Tu te-ai măritat cu un om mai în vârstă cu 20 de ani decât tine. Te-ai măritat nu din dragoste și poate fără să cunoști dragoste. Să presupunem că asta a fost o greșeală. O greșeală înfiorătoare. Dar ăsta este un fapt consumat.
Ai avut apoi nenorocirea să te îndrăgostești de altcineva. Și asta este o greșeală. Dar și este un fapt consumat. Soțul tău a aflat și te-a iertat. Problema se pune acum în felul următor. Mai poți conviețui cu soțul tău? Dorești tu asta? Dar el? El o dorește? Nu știu. Nu știu nimic. Cum nu știi? Singură spuneai că nu-l mai poți suporta. Eu n-am spus asta, sau poate că am spus-o. Mă contrazic. Nu știu și nu înțeleg nimic. Simt ca și cum aș prăbuși într-o prăpastie cu capul în jos și n-am dreptul să mă salvez. Nici nu pot de altfel. Vreau să se sfârșească totul. Și crezi că pe el îl frământă toate astea? Mai puțin decât pe tine? Te chinui și tu, se chinuie și el. Singur divorțul ar putea rezolva totul. Auzi, plânge fetița mea. Da. I-am rugat să mă lase să o alămtez și nu mi-au dat voie. Se chinuie și ea, mititica. Iartă-mă, trebuie să mă duc. Rămâi, te rog, am să-l trimit pe Alexei să-ți țină de urât. Bine. Nu eram hotărât să-ți vorbesc, Alexei, dar pentru că s-a ivit ocazia. Cred că ai încredere în dragostea pe care o port sorii mele și în afecțiunea sinceră și stima pe care ți-o păstrez. Știu, Stiva, înțeleg. Nici pe mine n-a încetat să mă preocupe chestiunea asta. Și iată, ești primul căruia îi arăt ce-i scrisese Mane. Mi-am dat seama că m-aș putea exprima mai bine în scris. Simt că prezența mea o enervează. Citește. Îmi dau seama că prezența mea nu ți-e plăcută. Oricât de greu mi-ar fi să mă conving de asta, văd că lucrurile așa stau și că ele nu pot fi altfel. Eu nu te învinovățesc și Dumnezeu mi-e martor că atunci când erai bolnavă, mă hotărâsem să uit totul și să începem o viață nouă. Nu regret și nu voi regreta niciodată ceea ce am făcut, fiindcă n-am urmărit decât fericirea ta. Văd acum însă că nu mi-am atins țelul și te rog pe tine să-mi spui ce ar putea să-ți dea liniștea și fericire. Sunt hotărât să mă supun în totul voinții și adevăratelor tale sentimente. Asta am avut să-i spun. Doresc acum să știu ce vrea ea. Dacă ajungi la convingerea că nu vă puteți reface viața împreună, rupe relațiile dintre voi, odată cu toate aducerile aminte legate de ele. După mine, bunele raporturi pot fi stabilite numai prin redarea libertății ambelor părți. Divorț? Da. Dar asta numai dacă unul dintre soți vrea să se recăsătorească. Dacă nu, atunci totul este foarte simplu. Problema s-ar pune numai în ce condiții urmează să accepți dumneata, fiindcă ea nu vrea nimic, te asigur. Și nici nu va îndrăzni. Nu va îndrăzni să ceară ceva. E în totalitate prizoniera mărinimii dumitale. Dacă te vei gândi mai bine... Da. S-ar putea să iau totul asupra mea. Pot să îl dau chiar și pe Serioja. Alexei Alexandrovici, crede-mă, ea va prețui așa cum se cuvine generozitatea dumitale. Iar eu am să mă străduiesc să vă fiu de folos după puterile mele. Dragostea mea. Fii cu minte, nu aici, nu acum. Iubita mea. Ești stăpânul meu.
Sunt a ta, dincolo de orice. Așa și trebuie să fie, cât vom trăi. E adevărat, dar e îngrozitor după toate cele petrecute. Toate vor trece și noi vom fi fericiți, așa de fericiți, iar dragostea noastră va deveni și mai puternică, tocmai pentru că în ea e ceva tragic. Am venit să-ți spun că renunț la numirea mea la Tashkent și voi trece în rezervă. Vom pleca în Italia și acolo te vei reface complet. Vei fi sănătoasă și fericită. E posibil oare să fim împreună? Cum? Numai noi, singuri, eu cu tine. N-am înțeles niciodată cum a putut fi altfel. Steve mi-a spus că soțul meu e gata să accepte orice, dar eu nu pot primi mărinimia lui. Nu vreau să divorțez, n-are rost. Aș vrea numai să știu ceva hotărât în privința lui Serioja. Nu te mai gândi la nimic din toate astea, draga mea. Ah! Ce? De ce n-am murit? Ana, nu, Ana! Ar fi fost mult mai bine! Ana! Principesa Lidia Ivanovna dorește să-l vadă pe excelența sa, Alexei Alexandrovici Karenin. Roagă să intre. Am aflat totul, Alexei Alexandrovici. Dragul meu, am aflat de plecarea Anii. Ia loc, principesă. Nu mă simt bine și, în general, nu vreau să văd pe nimeni. Dragul meu, nu trebuie să te lași copleșit de durere. Sunt zdrobit, Lidia Ivanovna. Nu mai sunt om. Și situația mea e cu atât mai îngrozitoare cu cât nu aflu în jurul meu niciun sprijin. Caută-l în mine, dragul meu. Fii, te rog, încredințat de prietenia mea. Nu-mi pare atât de rău de ceea ce am pierdut, dar nu pot să nu mă rușinez în fața lumii de situația în care mă aflu. E o prostie, știu, dar eu nu pot, nu pot. Bine, dar tu ai fost cel care a făcut gestul minunat al iertării, de care sunt entuziasmată și eu, ca și toată lumea, așa că n-ai de ce să te rușinezi. Puterile omului au margini, principesă, și eu am ajuns la capătul lor. Astăzi a trebuit să dau tot felul de ordine privind gospodăria, servitorii, guvernanta, socoteli. Ieri, în timpul dejunului, nu puteam suporta privirile fiului meu fixate întrebători asupra mea. Te înțeleg, dragul meu. Te înțeleg foarte bine. Știu, liniștea și ajutorul nu-l vei putea găsi în mine. Eu am venit totuși să te eliberez de micile obligații care te umilesc. Îmi dau seama că în casa asta e nevoie de o femeie, de o mână de femeie. Vrei să-mi dai mie rolul ăsta? Să ne ocupăm împreună de Serioja. Nu sunt peste măsură de pricepută, dar voi încerca să mă ocup cu dragă inimă de gospodăria casei. Îți sunt foarte recunoscător pentru tot ce vrei să faci și pentru cuvintele tale. Acum mă duc la Serioja. Nu te voi mai întreba nimic decât în cazuri extreme. Bine. Lui Serioja... Am să-i spun că tatăl lui e un sfânt și mama lui a murit. Lucia di Lammermoor. Mai e mult până la pauză? Chiar acum cade cortina. Da? Auziți aplauzele.
seara, principesă Betsy. Oh, domnul Conte Vronski, sunt fericită că te revăd. Dar Ana, unde-i? E în urmă cu principele Iașivin și principesa Varvara. Oh, unde locuiți? Oh, mă închipui ce plictisitor trebuie să vă apară Petersburgul nostru după minunata călătorie pe care ați făcut-o. Mă închipui luna voastră de miere la Roma. Dar cum e cu divorțul? S-a terminat? Încă nu. Știu că lumea o să mă bârfească, dar eu tot am să trec puțin prin lojul Ana Arcadievna. Să știi însă că vei fi privit cu răceală până ce vă veți căsători. Ne mai vedem, nu? Bună seara, Alexei Kirilovici. Bună seara, frumoasa mea cumnată. Îmi pare bine că te-am întâlnit prin furnicarul ăsta de lume. Sper că ție nu ți-e teamă de gura lumii și vei trece să-i dai bună seara Anei. Alexei, dragul meu, tu știi cât mi-ești de drag și că sunt gata să fac orice pentru tine. Eu am tăcut până acum pentru că știam că nu-ți pot fi de folos nici ție, nici Anei Arcadievna. Știu că vrei să o invit la mine ca să o reabilitez în fața societății. Trebuie să înțelegi însă că eu nu pot face una ca asta. Fetele mele au crescut și am obligațiile mele față de soțul meu, așa că eu nu o pot reabilita. Nu cred că Ana ar fi mai decăzută decât sutele de femei care te vizitează și cu care ești în relație. Te rog, nu te supăra pe mine, Alexei Kirilovici. Eu n-am nicio vină. Nu mă supăr, dar mă doare că lucrurile astea pot destrăma prietenia noastră. Bună seara. Ah, Vronski. Am onoarea, domnule colonel. Ce puțin a mai rămas în tine din militarul de altă dată. Pari un diplomat. Un artist. Da. Ei, dar întoarcerea din străinătate îmbrac mai des fracul. Și la regiment când te prezinți? Ne-e foarte greu să ne dispensăm de tine. Da. Ne mai vedem. Da. Auzi, sună de încetă. Da, bună seara, domnule Cora. În sfârșit, de când te caut? Bună seara, mamă. Nu mai poți fi văzut nicăieri. Iată-mă, sunt aici. A? Și de ce nu te duci să-i faci curte doamnei Karenina? E o femeie senzațională. Mama, te rog să nu mai vorbim despre asta. Eu privesc legătura mea cu Karenina ca fiind o căsătorie. Dacă lumea nu acceptă această situație, mie mi-e indiferent. Dacă familia mea ține să mai aibă raporturi de rudenie cu mine, e necesar să păstreze aceleași raporturi față de soția mea. Eu spuneam numai ce se vorbește despre ea. Mă duc în sală. Iată vine soția ta. Te rog, cere să ne aducă hainele. Tu ești vinovat de toate astea. Nu te-am rugat să nu venim. Și de ce să nu fi venit? Principele Iașvin e un om de onoare. Și principesa Varvara nu e mai puțin onorabilă decât altele ca ea. Știam că o să-ți fie neplăcut. Neplăcut? Îngrozitor. N-am să uit cât voi trăi. Mi-a spus că e rușine să fie văzută în compania mea. Dar vorbe de femeie proastă. Dar nu pot suferi calmul tău. Dacă tu m-ai fi iubit, n-ar fi trebuit să lași să ajungă lucrurile până aici. Dar ce sens are să vorbim despre dragostea mea? Dacă m-ai fi iubit cum te iubesc eu, dacă ai fi suferit cum sufer eu, nu m-ai fi adus în situația. Dar ce amestecare aici, dragostea mea? Garderoba, vă rog. Da. A sunat. Te duci dumneata, capitonici. Cine n-ai observat? O doamnă cu un val pe față. N-o cunosc. Du-te și vezi ce vrei. Serioja. Sergei Alexeevich. Pe cine căutați? Aici locuiește Alexei Alexandrovici Karenin? Da. Din partea prințului Skorodunov. Viu să-l felicit pe Sergei Alexeevich de ziua nașterii. Pe Serioja. Nu s-a sculat încă. Vă rog să așteptați. Oh, poftiți, excelență. Poftiți. Vă rog să mă scuzați. Nu s-a făcut încă curățenie. Mă duc să văd dacă s-a sculat. Cine i-a dat voie să intre? Tu, capitonuci, meriți să fii concediat. Știu. Tu nu ai fi dat drumul, dar eu am servit-o 10 ani.
Și n-am auzit din gura ei nici măcar un singur cuvânt urât. Ești în stare să te duci acum în casă să le spui. Poftiți de-o vedeți, a venit Ana Arcadievna. Da, da. Mai bine ți-ai vedea de treburile tale. Ah, uite-o pe guvernantă. Judecă și Dumaria Efimovna. Ce? O lasă să intre pe fosta noastră stăpână în camera copilului, fără să întrebe pe cineva. Mai bine e căuta să nu fie văzută de Alexei Alexandrovici decât să trâncănești. Mă duc și eu în camera copilului. Serioșa, Serioșa, prințașul meu drag. Mamă, știam eu, azi e ziua mea de naștere și știam că vei veni. Mă scol îndată. De ce plângi, mamă? Mamă, de ce plângi? De fericire, dragul meu. Ce mult e de când nu ne-am văzut. Dar acum n-am să mai plâng. Cum te îmbraci tu acum fără mine? Mă îmbracă Lidia Ivanovna. Știi, acum mă spăl cu apă caldă, așa a spus tata. Dar pe Vasile Luchiș nu l-ai văzut? E profesorul meu. O să vină și el acum. Mămică, ce ai făcut? Te-ai așezat pe scaunul cu hainele mele. Mămica mea dragă, scoate spălăria. Nu te mai las să pleci. Ce ai crezut despre mine? Nu cumva ți-ai închipuit că am murit? Niciodată n-am crezut că ai murit. Dar ai crezut, dragul meu. Doamnă, draga mea doamnă, nu v-ați schimbat deloc. Nu știam că ești încă aici, în casă. Nu mai sunt, doamnă. Am venit astăzi să-l felicit pe Serioja de ziua lui. Ea vine foarte des pe la mine. Ana Arcadievna, știți, în fiecare zi la ora 9, Alexei Alexandrovici vine în camera lui Serioja. Da, am înțeles. Adio, băiețașul meu drag. Adio, dragul meu. Nu-i așa că n-o să mă uiți. Tu ai să... Nu pleca încă, mămicu. Mai e până vine. Serioja, dragul meu. El e mai bun ca mine. Și eu sunt vinovată față de el. Când o să fii mare, o să judeci singur lucrurile astea. Nu, mămico, nu. Nu e nimeni mai bun decât tine. Sufletul meu. Copilul meu, drag. Vine Alexei Alexandru. A plecat capul și a lăsat-o să treacă fără niciun cuvânt. De ce? Îți mulțumesc, Daria Alexandrovna, pentru că ai venit la noi, în casa noastră. Desigur că ai făcut-o pentru că înțelegi greutatea situației noastre și pentru că o iubești încă pe Ana și vrei să o ajuți, să-i ridici moral. Da, sigur că da. Crede-mă, nimeni nu simte mai bine ca mine adevărata situație în care ne aflăm, în care se află Ana mai ales. Și asta pentru că eu sunt vinovat. Mă tem că exagerez. Deși îmi dau seama că Ana are într-adevăr o situație grea în societate. Societatea asta e un iad. Dumneata, nu-ți dai seama de jignirile pe care a trebuit să le îndure în cele două săptămâni petrecute la Petersburg? Da. Dar atâta vreme cât nici dumneata, nici ea nu simțiți nevoia acestei societăți, puteți fi liniștiți și fericiți și în afara ei. Și după cum arată Ana, am impresia că așa e. E adevărat. Dar mă tem că neplăcerile n-au luat sfârșit. Nu știu dacă am procedat bine sau nu până acum, dar sorții au fost aruncați. Suntem legați unul de altul prin tot ce e mai sfânt, prin dragoste. Avem o fetiță, dar după lege fetița mea nu e a mea, ci e copilul lui Karenin. Dacă mâine s-ar naște fiul meu,
După lege, el ar fi tot al lui Karenin. Îți dai seama de această înspemântătoare situație? Am încercat să-i vorbesc Anei, dar pe ea o enervează toate astea. Pe de altă parte, o iubesc pe Ana și sunt fericit lângă ea. Dar trebuie să fac și eu ceva, să am o preocupare. Am hotărât să mă ocup personal de administrarea moșiei mele. Consider că e o muncă mai demnă decât acelea pe care le aveam la palat sau la regiment. Muncind însă trebuie să am siguranța că ceea ce realizez nu e sortit să dispară odată cu mine, că voi avea moștenitori și eu nu i-am. E îngrozitor. Da, e adevărat. Te înțeleg. Dar ce poate face Ana? Aici am vrut să ajung. Trebuie obținut divorțul și totul depinde de ea. Trebuie să-i scrie lui Karenin. Îmi dau seama că e umilitor pentru ea, dar altfel nu se poate. Iată de ce te rog să mă ajuți, să o conving să-i scrie și să-i ceară divorțul. Da. Da, dar vorbește-i dumneata despre asta. Poate că pe dumneata... Bine, am să-i vorbesc. Trebuie să fac asta pentru ea, pentru binele ei. Am căutat împreună cu contele Vronski să găsim calea cea mai bună care poate duce la ameliorarea situației în care vă aflați amândoi și care vă creează atâtea neplăceri în societate. Tu știi că pentru mine conveniențele nu stau pe primul plan, dar judecând lucrurile sub toate aspectele, am ajuns la concluzia că totuși ar fi mai bine să... Să divorțezi, nu? Da. Și eu cred că ar fi mai bine. Asta e tot? Și despre altceva despre ce ați mai vorbit? Ana, nu vreau să te supăr cu amestecul meu, dar socot că și Vronski are punctul lui de vedere just atunci când pretinde un nume pentru copiii voștri. E firesc, cred. Pentru care copii? Cum pentru care copii? Mai întâi pentru fetița voastră și mai pe urmă pentru cei care vor mai veni. Pentru fetiță, să zicem, dar pentru alții... Alții nu vor mai fi. Cum pot spune una ca asta? Simplu, pentru că eu nu-i mai doresc. Nu ți se pare imoral? Deloc. Poate pentru tine sau pentru alții există nedumeriri. Pentru mine nu. Iar tu trebuie să mă înțelegi foarte bine. Deocamdată eu nu-i sunt soție. Și sunt sigură că el mă va iubi numai atâta vreme cât lucrurile vor rămâne în starea asta. Și atunci, pentru ce să divorțez? Ca să risc să-i pierd dragostea? Și copiii, ce rost ar avea? Ca prin ei să lupt să-i rețin dragostea? Și acești copii ce vor fi? Niște nenorociți care vor purta un nume străin și care într-o zi vor fi puși în situația să le fie rușine cu mama și cu tatăl lor. Tocmai pentru asta cred că, totuși, dacă soțul tău ar consimți la divorț... Să presupunem că voi încerca. Ce urmează? Urmează în primul rând să mă josesc rindu-i. Să zicem că fac un efort și îi trimit o scrisoare. Voi primi sau un răspuns jignitor sau consimțământul lui. Bun. Să zicem că își dă asentimentul. Dar cum rămâne cu Serioja? Cu fiul meu? Pe Serioja nu mi-l va da. Iar Serioja va crește mare disprețuindu-mă alături de tatălui pe care l-am părăsit. Înțelege că sunt pe lumea asta două ființe pe care le iubesc în egală măsură și în același timp mai mult ca pe mine însămi. Pe Alexei Kirilovici Vronski și pe fiul meu Serioja. Una din ele exclude pe cealaltă și eu nu sunt capabilă să le apropii. Și ăsta e singurul lucru pe care îl doresc. Dacă e cu neputință, atunci totul îmi devine egal. Și mie nu mi se mai poate reproșa nimic. Nu sunt decât o nenorocită și atâta tot. Ana!
singură. Din nou singură. El are toate drepturile. Are dreptul să plece oricând și oriunde. Și nu numai să plece, dar să mă lase chiar. Știind asta, n-ar fi trebuit să facă ce a făcut. Dar ce a făcut? Plecând la cursele de cai, s-a despărțit de mine cu răceala. Sigur că în asta nu-i nimic grav, dar s-ar putea să fie totuși un semn de indiferență față de mine. Dar ce s-ar întâmpla dacă nu m-ar mai iubi? Nu! Chiar dacă s-ar întâmpla asta, el ar rămâne totuși lângă mine. A venit. Cum se simte fetița? Mai bine. Și tu? Nu te-ai plictisit? Nu. Altă dată mă plictiseam. Acum m-am deprins. Mm-hmm. Nu-i așa că scrisoarea mea te-a deranjat? Și că ai crezut că am mințit? Și că fetița nu-i bolnavă? Ești nemulțumit de ceva. Nu-i așa? Da, am impresia că te supără faptul că trebuie să mă îndeplinesc anumite obligații. Tu știi că sunt obligat să mă duc la alergări, nu? Dar să nu mai vorbim despre asta. De ce să nu vorbim? De ce îmi spui asta? De ce? E cineva care pune la îndoială drepturile tale? O, Ana, de ce ești atât de neliniștită astăzi? Tu nu știi că eu nu pot trăi fără tine. Am impresia că viața asta a devenit apăsătoare pentru tine. E, ești aspră. Sunt oricând gata să fac orice pentru... Uneori te simt dușmănos față de mine. Da, dușmănos. Uite, chiar acum a fost ceva în tonul tău. Și nu știi ce înseamnă asta pentru mine. Cât mi-e de frică și ce aproape îmi simt nenorocire. E, dar de ce toate astea? Am vrut să spun că sunt obligații cărora trebuie să le fac față. Uite, de pildă, chiar acum. Va trebui să plec la Moscova să rezolv problema casei. Dacă pleci la Moscova, merg și eu. Aici nu mai rămân singură. Ori trăim amândoi la oaltă, ori ne despărțim. Dar tu știi bine că singura mea dorință este să fim unul al altuia pentru toată viața. Dar sigur, pentru asta... Știu. Trebuie divorțul, nu? Da. Bine, am să-i scriu lui Karenin, dar plec cu tine la Moscova. Și pentru ce tonul ăsta de amenințare? Tu știi bine că nici mie nu-mi plac despărțirile noastre, sunt gata să fac orice ca să te știu fericită. Nu vreau nimic, nimic. Probabil că singurătatea m-a făcut mai nervoasă. Dar să nu mai vorbim despre asta, dragul meu. Cum a fost la curse? Azi nu mi-ai povestit nimic. Pentru numele lui Dumnezeu, Stiva, ce mai vreți de la mine? O hotărâre definitivă, Karenin. Oricare ar fi ea. Mă adresez ție... Nu ca unui om de stat, ci numai ca unui creștin și unui om de suflet. Da. Trebuie să te înduri de sora mea. În ce sens? E într-o situație îngrozitoare. Am impresia că mă acuzați pe mine. Dar nici nu poate fi vorba. Dar numai tu poți face ceva pentru ea, fără ca să ai ceva de pierdut. Da. Problema divorțului a devenit pentru ea o chestiune de viață și de moarte. Acum e la Moscova. La Moscova, unde fiecare întâlnire cu lumea înseamnă pentru ea un cuțit în inimă. De 6 luni stă și așteaptă hotărâre. Fie-ți milă de ea. Iar eu voi aranja totul cum e mai bine. Poate că ceea ce am promis atunci nu mi se mai pare posibil acum. Dar am să mă mai gândesc totuși. Ca un adevărat creștin ce sunt, nu pot proceda... împotriva legilor creștine.
Bine, dar la creștini divorțul e îngăduit, nu? Este, dar nu în sensul ăsta. Alexei Alexandrovici, nu te mai recunosc. Dar tu singur spuneai, când cineva îți cere cămașa, tu dai haina. Iar acum te rog să sfârșim discuția asta. De ce pregătești diamantanele? Trebuie să plecăm din Moscova, dragul meu. Trebuie. Am fost azi și m-am plimbat. Era atât de frumos, încât mi s-a făcut dor de casa noastră. Da, mai sunt chestiuni care ne rețin încă. Divorțul. Și de ce să-l așteptăm la Moscova? Nu e același lucru dacă l-așteptăm la noi, la țară. Și afară de asta, m-am decis că de azi înainte chestiunea divorțului să nu mă mai preocupe. Nu-l mai sper și nici nu vreau să mai aud vorbindu-se despre el. N-am dreptat. Ba da. Spune-mi, cum ai petrecut la Dine? Da, a fost destul de plăcut. Și dineul, și cursele de bărci, și... O telegramă, excelență. Vă rog să semnați. De la cine-i telegramă? La Stiva. Referitor la divorț? Da. Îmi telegrafiază că Alexei Alexandrovici a refuzat divorțul. O citește. Nu mai e nicio speranță. Am făcut tot posibilul și imposibilul. Mi-e egal. Am spus doar că nu mai aștept nimic. Că nu vreau nici să mă mai gândesc la asta. Tu de ce te chinui? Îmi plac situațiile limpezi. Prefer limpezimea în sentimente decât în situații. Pentru ce ai dorit așa de insistent divorțul meu? Ei, tu știi bine pentru ce. Pentru copiii noștri și pentru tine. Mai mult pentru copii. La mine nu te-ai gândit. Oh, dar n-am spus-o chiar acum. Firește că înainte de orice pentru tine, dar... Sunt încredințat că toată starea sănătății tale e influențată de situația noastră neclară. Și ce e neclară în situația noastră? Îmi pare foarte rău că nu ne putem înțelege. În sfârșit, când vrei să plecăm? Cu cât mai curând, cu atât mai bine. Mâine n-o să putem, poi mâine. Da. Nu, stai puțin. Poi mâine trebuie să plec până la mama. Te poți duce mâine? Da, cu neputință. În chestiunea pentru care mă duc, procurile și banii nu-mi pot sosi decât poi mâine. Atunci, nu mai plecăm deloc. De ce? Mai târziu nu pot pleca. Ori luni, ori niciodată. Dar n-are niciun sens. Pentru tine n-are niciun sens, pentru că puțin îți pasă de mine. Tu nu vrei să mă înțelegi viața. Am fost pusă de voi toți într-o situație fără nicio ieșire. Îmi e indiferent ce gândește mama ta și toți ai tăi care vor să te vadă căsătorit cu vreo principesă oarecare. Care principesă? Dar nu de asta e vorba. Ba, de asta e vorba. Crede-mă că în ceea ce mă privește, o femeie fără inimă, fie ea bătrână sau nu, fie ea mama ta sau o străină, nu mă interesează și nici nu vreau să o cunosc. Ana, te rog să vorbești cuvincios despre mama. Femeia care n-a putut ghici cu inima ce constă fericirea și viața fiului ei. Acea femeie n-are inimă. Eu îți repet rugămintea să nu vorbești necuvincios despre mama pe care eu o respect. Respectul ai scornit pentru a putea umple golul în care ar trebui să fie dragostea. Tu nu-ți iubești mama. Toate astea nu-s decât fraze și iar fraze. De ce nu-mi spui adevărul? Dacă nu mă mai iubești, e mai cinstit și mai drept să-mi o spui. Asta e nemaipomenit. Dar de ce îmi pui la încercare răbdarea? Are și ea margini. Ce vrei să spui? Vreau să te întreb ce vrei de la mine. Ce aș putea să vreau? Un singur lucru doar. Să nu mă părăsești așa cum ai de gând. Dar asta trece pe planul al doilea. Vreau dragoste și ea nu mai există. Asta înseamnă că totul s-a sfârșit. Eu nu sunt vinovat cu nimic. Dacă ții cu tot din adinsul să te torturezi tu însăți, cu atât mai rău. Și tu, dacă prin asta vrei să-ți arăți regretul, prefer să încheiem discuția. Foarte bine.
că da. Dar nu mai poate continua așa. Da. Cum a putut să plece lăsându-mă în starea asta? Cum poate trăi certat cu mine? Să mor atunci. Nu! Nu orice! Dar trebuie să trăiesc. Iubesc și mă iubește. Dar trece și asta. Trebuie să-i mărturisesc. O să-i scriu că mi-e teamă. Doamna a sunat? Da. Află unde a plecat contele și trimite biletul ăsta la țară, contesei Vronskaya. Cât mai repede. Aștept răspunsul. Da, da, ca și telegrafia. Ați sunat? Da. Trimite și telegrama asta. Bine, doamnă. Se va reîntoarce. Dar ce se va întâmpla dacă nu se va reîntoarce? Nu. Nu e cu putință. Dacă vine, nu, nu, nu trebuie să mă găsească cu ochii roșii de plâns. Și părul, să-mi pieptăn puțin părul. Oglinda. Cine-i femeia asta? Da, da, eu sunt. Dar ce se întâmplă cu mine? Înnebunesc! Anușca! Anușca! Aici sunt, Ana Arcadievna. Anușca, eu plec. Ajută-mă să mă îmbrac. Vin imediat cu tot ce trebuie. Am să trec mai întâi pe la el, înainte de a pleca pentru totdeauna. N-am urât niciodată pe nimeni. Acum îl urăsc pe omul ăsta. Nu mai pot! Principalul e să plec din casa asta. Anușca, draga mea, ce să fac? Nu vă neliniștiți, Ana Arcadievna. Sunt lucruri care se întâmplă uneori. Cred că ar trebui să vă duceți să luați puțin aer. Asta o să vă schimbe gândurile. Da. Bine, Anușca. Am plecat. Unde am ajuns în gară? Știu. Căutam să născocesc o soluție pentru ca viața să nu mai fie un chin. Dragostea mea devine tot mai puternică în vreme ce a lui se stinge treptat. Iată de ce drumurile noastre se despart și de ce nimic pe lume nu le mai poate reapropia. Nu mi-a rămas decât să mă eliberez de toată neliniștea, de tot chinul, de toată suferința. Rațiunea a fost dată omului ca să-i folosească în împrejurări ca asta. Trebuie să mă eliberez. Trebuie. Eliberarea se apropie. Acolo. Jos. Între cele două linii de oțel. Acolo trebuie să o aflu. Acolo îl voi pedepsi pe el. Acolo voi scăpa de toți și chiar de mine însă. Curaj, Ana Arcadievna Karenina. Câțiva pași încă. Eliberarea e tot mai aproape.
Unde mă aflu? Ce fac? De ce? Doamne Dumnezeul meu! Iartă-mă! Iartă-mă! Ați ascultat Ana Karenina de Lev Tolstoi. Distribuția a fost următoarea. Ana Clodi Bertola, artistă emerită. Karenin Ion Manolescu, artist al poporului. Vronski George Vraca, artist al poporului. Contesa Maria Filotti, artistă a poporului. Diplomatul Valeriu Valentineanu, artist emerit. Principesa Miahkaya Neli Sterian, artistă emerită. Betsy Dina Cocea, artistă emerită. Cord Mircea Angelescu. Alexei Vronski Nicu Dimitriu, artist emerit. Stiva Vili Ronea, artist emerit. Darea Eugenia Zaharia, artistă emerită. Camerista Elvira Ștefănescu. Doctorul Mircea Constantinescu, artist emerit. Lidia Elvira Petreanu. Regia tehnică și muzicală Paul Urmuzescu. Regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.